Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Dincolo de Arenă. Sunt Daniel Lazar și în această seară vom discuta despre o echipă din Liga 1, o echipă care investește foarte mult în centrul de copii și juniori, un lucru care ar trebui să-l facă absolut oricine care dorește să aibă rezultate nu astăzi sau mâine, ci peste un interval rezonabil de timp, pentru că numai așa poate fotbalul nostru să renască, să aibă din nou viitor, să avem din nou performanțe, așa cum ne dorim noi, la nivel mare, dar de ce nu să începem cu primele temelii, dacă putem spune așa, cu copiii și juniorii. Avem doi invitați în această seară, domnul profesor Mircea Rădulescu, care nu știu dacă mai are nevoie de prea multe prezentări, dar o să fac o scurtă prezentare a domniei sale, și George Galamaz, directorul sportiv al echipei FC Voluntari. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit la emisiune. Sper să reușim să vedem în cadrul emisiunii în această seară de ce dumneavoastră faceți lucrurile acestea frumoase și prin alte părți nu prea se întâmplă astfel de lucruri. Așadar, domnul profesor Rădulescu, spuneam, nu mai are nevoie de nicio prezentare, fost selecționer al echipei naționale, ați antrenat și în străinătate, avem așa aici, ați antrenat echipa națională de juniori a României în 1980, echipa națională de tineret olimpică a României în perioada 1989-1990, perioada în care apoi ați fost antrenor secund 1981-84 și chiar antrenor principal 90-92 al echipei naționale de fotbal a României. Ați antrenat și în străinătate echipa națională a Egiptului, perioada 1993-1994, o echipă din Tunis 1994-1995, echipa națională a Siriei 1997-1998 și echipa națională a Algeriei între anii 2000-2001. Mai prezentăm, ați participat la numeroase întruniri FIFA, UEFA, de la Coverciano, Italia, Zagreb, Barcelona, Paris, Cușadasi, Turcia, Bruxelles, Estoril, Amsterdam, Basel, Dublin, Hanovra. Așadar, director al școlii de antrenor de fotbal, acum vă ocupați de Academia de Fotbal de la Voluntari. Da. Aș vrea să încep cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentarea asta, dar la prezentarea asta a crescut exigența telespectatorilor referitor la ce am să spun eu, pentru că dacă sunt un om care am trecut pe ce am trecut pe acolo, trebuie să spun niște lucruri deosebite. V-am provocat și cu siguranță veți face lucrul acesta. Dar avem emoții din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă spun și dumneavoastră și celor care ne urmăresc, cam să spun despre niște lucruri simple, exact. Fiindcă și în sport, și în fotbal, și în orice activitate, avem nevoie de lucruri simple făcute bine. De multe ori ne complicăm lucrurile, ne dorim poate mult prea mult și atunci... Și am să mă ghidez și eu în cele ce spun, ca să spun niște lucruri simple, dar credibile. Și am să încep cu explicația de ce a luat ființă la Voluntari o academie. Și asta s-a petrecut cam acum vreo 5 ani în urmă. Când stau să mă gândesc că am împlinit 5 ani la Voluntari, nu-mi vine să cred. Timpul trece foarte repede. La inițiativa domnului primar, care a aflat că m-am despățit de federație, m-a invitat la o discuție în care textual mi-a spus: domnul Rădulescu, eu vreau în Voluntari aici să acord foarte multă importanță sportului și sportului pentru tineri. Eu voi face baze sportive, dar avem și nevoie de un om care să mobileze, în ghilimele, activitatea. Și să o mobilizeze, dacă putem spune așa. Și să-și folosească experiența în acest sens, și noi ne-am orientat spre dumneavoastră. Și am căzut repede la... Iar eu, fiind bucureștean, spre rușinea mea, nu cunoșteam Voluntariul și dânsul a fost foarte drăguț, a chemat șoferul și m-a invitat în mașină să cunosc Voluntariul, să vedem harta, cum se spune. Pe atunci stadionul nu era construit? Nu era. Ulterior. Și, într-adevăr, s-a ținut de cuvânt, a creat niște baze sportive, niște terenuri, foarte multe lucruri în planul acesta, fiindcă este un om care ce spune, face.
mai sunt destui oameni în zilele noastre care spun și nu fac. Te amăgesc, cum se spune. Și așa am plecat la drum, construind infrastructura acestei academii, care este foarte complicată, adică funcționează acum, așa la prima vedere nu se vede, dar noi am ajuns în 5 ani să avem un număr între 450 și aproape 600 de copii, avem 30 de grupe pe an de naștere, 21 de antrenori. La noi, când se fac programele săptămânale, antrenamente, competiții, e foarte multă bătaie de cap și uneori antrenorii chiar dau niște mici conflicte pașnice referitor la pe ce teren să fac antrenamentul, că ne mai trebuie terenuri și mă bucur de rezultatele alegerilor că în programul care PSD-ul îl anunță toate direcțiile, există și niște puncte care se referă la dezvoltarea bazei sportive chiar la voluntar prin înființarea unor terenuri care să fie puse la dispoziția Academiei. Avem mare nevoie. Terenuri cu gazon natural. Noi avem și mini-terenuri cu nocturnă. Gazon sintetic. Și avem un teren sintetic. George știe că e pe acolo toată ziua și vede ce activitate este. Dar mă rog, sunt multe aspecte care sunt interesante la această academie, necunoscute, și mă bucur nespus că sunt provocat pentru a spune câte ceva despre această academie. Singurul lucru care vreau să-l precizez, că acest cuvânt de academie este un cuvânt foarte pretențios. Vedem Academia Română. Eu am vizitat câteva academii prin Europa și... Și ce ați găsit acolo? Ce... Și vreau să vă spun că noi suntem o academie în formare. În sensul că pentru a fi așa, pe de-a dreptul cuvântului, o academie, ne mai trebuiesc unele dotări, printre care cel mai important ar fi un internat. De ce? Pentru că în acest internat am putea să lărgim area de selecție și în provincie și să aducem niște elemente de acolo, fiindcă sunt elemente. Vorbeam într-o zi cu Gică, nu de mult cu Gică Hagi, și încă o dată mi-a întărit ideea că vin talente, numai noi trebuie să le depistăm, să le atragem, să le selecționăm, să le dezvoltăm, să le lansăm, să le promovăm și așa mai departe. Să îi ducem pe copiii și atalentat în toate treptele. De altfel, sunt foarte multe zone și George cred că știe lucrul acesta, unde echipe de prima ligă, de liga a doua, au dispărut pur și simplu. Sunt județe de tradiție în fotbalul românesc care în momentul de față nu mai au acei copii unde să se ducă și nu pot face la o vârstă foarte fragedă naveta să se ducă, nu știu, 100-200 de kilometri ca să se antreneze sau să se pregătească. Înainte să îi dăm cuvântul și lui George, sunt convins că are destule de spus, vreau să vă spun că tinerii zilelor noastre care au vocație și pasiune pentru fotbal sunt tineri care așteaptă ei și părinților, ca fiind vârstele astea fragede, trebuie să ei vorbim depind 100% de părinți. Și despre părinți, de la transport și despre părinți și așa mai departe. Și despre părinți câteva lucruri să spun. Sunt foarte pătimași și copiii și părinții, în sensul că vor să ajungă și ei profesioniști cât mai repede și să aibă rezultate cât mai rapid. Obiectivul acesta financiar e o apăsare care uneori își depășește limitele suportabilității, pentru că citind de niște cifre astronomice care le găsim în presă și în media referitor la jucătorii profesioniști, normal că se visează ca și acești tineri să ajungă și ei acolo. Dar uneori uită că procesul de ajungere acolo e un proces foarte complicat, iar e vorba aceea, puțin chemați, nu mulți chemați, puțin aleși. Puțin aleși
Deci aici se petrec niște chestiuni care, dacă nu le gestionezi și nu le ții în frâu, o iau razna. Copilul este sortit, o iau razna, adică eșecului din punct de vedere pretențiile sportiv. Depășesc nivelul posibilităților și din asta poate să sufere tânărul respectiv, copilul sau junior, ce este el, în sensul unei dezamăgiri. Și nu numai dezamăgiri, dar și abandon. Același lucru se întâmplă și în tenisul de câmp, unde toată lumea vrea să fie Simona Halep, da. Și mai ales părinții care își forțează copiii, nu vor rezultate, țipă de pe margine și așa mai departe. Haideți să-i dăm cuvântul și lui George să ne spună cât de importantă este Academia de fotbal de acolo pentru prima echipă. Sigur, nu ne așteptăm ca mâine sau la meciul de cupă care va urma miercuri, nu, să introduceți jucători de la Academia de acolo. Dar pe viitor, că sunt convins că aveți un proiect nu pe un an de zile, pe doi, ci pe o perioadă mai lungă de timp, mai ales că am văzut și stadionul foarte frumos, lumea vine la meciuri. Da, așa este. Este un proiect pe termen lung și Academia este pionul cel mai important în acest club. Se investește foarte mult în Academie. Câteodată sunt unele momente când prima echipă trece pe locul 2 și Academia trece pe primul loc. Este foarte important, se acordă foarte multă atenție nevoilor antrenorilor, se acordă foarte multă atenție copiilor, pentru că, vedeți dumneavoastră, asta este viitorul fotbalului românesc. Până la urmă, decât să aducem străini de o calitate îndoielnică, mai bine încercăm să promovăm, să avem răbdare cu acești copii și să-i ducem să ajungă să joace în Liga 1 și, de ce nu, mai sus, la echipa națională. Deocamdată, cum am spus, este devreme, totuși suntem o academie la început de drum și e destul de greu să vină ceva acum în imediată apropiere, dar în câțiva ani sunt sigur că vor apărea, deja sunt niște rezultate la Academie și vor veni și jucători de perspectivă. Apropo de rezultate, care ar fi cele mai notabile de până acum pe care le-ați consemnat? Am înțeles că aseară ați avut o finală, da, cu echipa lui Gică Hagi, care și el are o Academie. Aseară am asistat la o finală a unui turneu care s-a derulat în balonul din Herăstrău, o cupă Sparta s-a numit, la care au participat multe echipe și în finala acestui turneu a ajuns echipa noastră de la Voluntari, copiii născuți 2005 și cea lui Gică Hagi. Părinții ambelor echipe erau prezenți, care acești părinți s-au transformat în niște galerii pe parcursul meciului, strigau când unii, când alții și mă bucur că am fost acolo pentru că s-a încheiat și cu succesul nostru. La pauză era 3-0 pentru noi, repriza a doua, puștii lui Gică Hagi au egalat, 3-3. Deci, că nu numai 2-0 este cel mai periculos scor din fotbal, la dumneavoastră a fost 3-0, da. Un scor foarte periculos. Și am ajuns la lovituri de departajare și acolo am câștigat noi cu 3 goluri marcate și puștii lui Gică Hagi n-au marcat niciun. A fost un entuziasm și o descărcare emoțională de bucurie și de fericire, exact cum vedem la cupele astea europene. Cu toate gesturile lor amari, cu un tur de onoare, li s-a dat plachete, cupă, a alergat cu cupa aia pe acolo, până sala unde s-a jucat. Extraordinar. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine și mă impresionez mai greu, vă dați seama, la lucruri din fotbal. Prin câte ați trecut, am văzut în viață și am trăit foarte multe. M-a impresionat, George, ardoarea cu care au jucat, au făcut un pressing pe tot terenul, așa mici că sunt ambele echipe, nu numai noștri, a ieșit o luptă extraordinar de încernată, nu puteai să ții mingea că zburau adidașii, atât de agresivitate, dar agresivitate pozitivă, nu s-a accidentat niciunul până la urmă și am văzut pe chipul unora dintre copiii ăștia dorința asta de victorie, dorința de a
de a și depăși adversarul. La toate duelurile unul contra unul, în atac și în apărare, erau fascinante. Pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult ce am văzut aseară și vă dați seama că am fost mândru că era echipa Academiei noastre care obținea un succes notabil, fiindcă eram în luptă cu o Academie care stă mult mai bine ca noi la multe capitole. Și care iată a ajuns cu echipa și în Liga 1 și în seara asta un meci la Chiar, au chiar șansa să treacă pe referitor la că dumneavoastră ați deschis discuția făcând aluzie la rezultate. Ce este mai important și v-aș devansa puțin ceea ce vreți să spuneți? Ce este mai important pentru copii la vârsta lor? Să aibă rezultate sau să aibă plăcerea de a juca și rezultatele să vină cu timpul? Asta mă meditam eu aseară pe margine. Pentru că la vârsta asta nu trebuie puse rezultatele pe primul plan. Pe primul plan trebuie pusă însușirea tehnicii și a învăța să joace. Lucru pe care în întâlnirile cu antrenorii mereu insistăm pe aceste aspecte al obiectivelor care sunt la grupele astea de copii și juniori. Dar dorința de victorie și atunci când joci, nu poți să le iei copiilor. Ăștia mici care i-am văzut eu aseară, nu puteai sub nicio formă să le spui să o lase mai moale. Nici nu stătea de vorbă cu tine sau chiar dacă te aprobau. Ei când intrau în teren, scăpărau acolo prin cum jucau, cum alergau, riscurile care și le-au asumat în duelurile care le-am văzut. În țările din Occident, precum Elveția, Olanda, Franța, chiar se recomandă să nu se folosească clasamente la vârstele astea mici, fiindcă sunt stresante, copiii se pot demoraliza dacă se văd pe ultimile locuri și atunci să practică mai mult jocul în sine. Ca o plăcere a lui, pur și simplu. Organizează și o perioadă de acumulare cupe, a cupe, diplome, alte forme de stimulare, dar nu clasamentul și nu să escaladează valoarea rezultatului mai mult decât este cazul. Se analizează mai mult lucrurile din punct de vedere tehnic. Dacă jucătorii au progresat, ce carențe mai sunt, se fac fișe individuale. Mă rog, și noi facem aceste lucruri, dar mă gândeam aseară că nu poți să insiști la copii pe mai puțină importanță care să ei să o acorde rezultatului, că nu se poate. În momentul când le dai drumul la joc, ei știu una și bună. Poarta adversă să marce gol și poarta proprie să nu primească. Cum era pe vremea când jucai tu? Îți mai aduci aminte când erai la copii și juniori? Da, așa este și din ce l-ascult pe domn profesor, am și eu amintiri frumoase și mi-aduc aminte cam tot așa pe vremea noastră. Fotbalul făceam strict doar de plăcere. Nu se punea accent cum se pune acum, din păcate. Toți tinerii prima oară se gândesc la partea financiară. Poate și acest lucru este unul din motivele pentru care nivelul fotbalului românesc a scăzut foarte mult. Nu prea se mai joacă cu sufletul, nu se mai joacă cu inima, nu se mai joacă cu plăcere. Acum toți fotbaliștii doresc în primul rând pun pe primul plan partea financiară. Și uită de esența fotbalului, de plăcerea de a juca, de a da fotbalului. Dacă dai fotbalului, fotbalul îți dă cu siguranță înapoi și nu-l păcălești. Și din păcate, cam fotbaliștii au uitat de acest lucru. Și mi-aduc aminte de meciurile și primele mele antrenamente la Sportul Studențesc. Era o nebunie și, cum spunea domn profesor, nu aveam jumătăți de măsură. Mergeam, jucam până cădeam, până săreau adidașii, cum a spus domn profesor. Și era cel mai important, să joci, să te bucuri de fotbal și e tot ce contează. Și nu ar trebui să punem foarte mare accent pe rezultat. Pentru că copiii, în primul rând, trebuie să joace, să acumuleze cât mai mult. Pe urmă, la nivelul mai înalt, la banii mai mari, atunci putem să punem accent pe rezultate. Până la nivelul foarte mic, este important să joace, să-i placă, ca mâine să-și dorească să vină și mai mult să-și dorească să vină la antrenament. Pentru că tu, dacă ca și antrenor pui o presiune pe copil, copilul poate nu te-ai comportat corect, ai țipat, a ridicat tonul
și copilului nu i-a plăcut și așa renunță. Și se pot pierde astfel talente ar putea exploda într-o perioadă de timp. Datorită presiunilor care și antrenorii sunt supuși, pentru că și ei își doresc normal să aibă rezultate, dar ar trebui un pic să ne schimbăm optica, să spunem, cum a spus domnul profesor, să privim fotbalul la nivelul foarte mic, doar de plăcere. Să nu avem clasamente, să nu avem punctaje, să avem doar plăcerea fotbalului. Ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla așa, dar pentru că tot discutam de mize și de lucruri de genul acesta, vreau să-i rog pe colegii din regie să ne pregătească tabelul cu optimile de final ale Cupei României, unde sunteți angrenați. Ce așteptări aveți de la acest meci? Iată, avem toate meciurile care se vor derula în optimile de finală. Urmează să jucați miercuri, nu? Da. Cu Oasea Târgu Mureș. 17:30. La ora 17:30, Centrul Național de Fotbal Buftea, teren de iarbă. Așa cum spuneam, terenuri de iarbă, terenuri sintetice. Care este diferența între ele pentru jucători? Mare diferență. Și mai ales la copii și juniori. Sigur, terenul sintetic rezolvă, pe de o parte, soluția pentru când, din punct de vedere meteo, terenurile de iarbă sunt nepracticabile, zăpadă, ploi, băltoace și așa mai departe, și atunci găsești soluția asta pe teren sintetic, dar din punct de vedere a efectului asupra articulațiilor jucătorilor, mai ales dacă sunt mai tineri, nu este dintre cele mai bune. Pentru că, fiind mai dur, articulațiile suferă. Bine, acum, dacă nu pe moment, dar probabil că în timp vor ajunge Dacă ești bine pregătit și destul de cumpătat în rezolvarea unor probleme de joc, în sensul să nu ți iei riscuri mai mari decât este cazul, și terenurile astea sintetice sunt o rezolvare. Pentru noi a fost o rezolvare extraordinară acest teren sintetic din vecinătatea stadionului mare din Pipera, pentru că aici am putut să oferim antrenorilor posibilitatea să-și facă antrenamentele în condiții foarte bune, mai ales că acum au fost instalate și niște lămpi care dă posibilitatea să facem antrenamente și în nocturnă. Mai ales acum, cum se întâmplă foarte devreme. Antrenamentele astea în nocturnă sunt superbe, să știți. Cred că stimulează mai mult echipele, da, și copiii să joace, nu știu, în nocturnă. După la ora 7 până pe la ora 9, mai dinamici, și chiar poate. Și spre 10, că noi nu avem numai terenul acesta din Pipera, din vecinătatea stadionului mare. Avem și niște mini-terenuri în spatele primăriei, tot așa, și ele cu instalații de nocturnă. Avem 3 terenuri acolo și dacă ați trece odată cu mașina pe la 8 seara, să le vezi pe toate ocupate și cum picii ăștia în culori diferite joacă așa cu o plăcere de saburi din ei, e un spectacol, cum să spun eu, plăcut ochiului. Și chiar dacă treci pe acolo, îți vine să te oprești să asisti. Mai sunt și părinții pe margine. Sau să iei un tricou și să te bași și tu la joc, da, dacă s-ar da, putea. Da, 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 da. Amândoi ați fost implicați în fenomenul fotbalistic la nivel foarte înalt. Dumneavoastră ați antrenat echipa națională, așa cum spuneam, foarte multe echipe. Ați jucat... Da. Foarte multe meciuri în Liga 1 și așa mai departe. George a reușit să devină campion al României cu frumoasa echipă care nu mai există în momentul de față, nu? Unirea Urziceni, acea minune, cum a fost numită, din Bărăgan. Ce amintiri așa frumoase aveți din perioada în care erați jucător, dumneavoastră antrenor? Să lăsăm pe George, că e mai proaspăt. E mai proaspăt, da. Venit. Victoria de la Glasgow, sau care a fost cea mai prețioasă, să spunem? Da, sunt foarte multe amintiri. Sunt un fotbalist norocos, pentru că am avut foarte multe satisfacții și când mă uit în spate, mă bucur că am luat-o pe acest drum și sunt mândru de tot ce am realizat. Nu doar câștigarea campionatului cu Unirea Urziceni este un moment important. Am mai câștigat trofee cu alte echipe, exact. Am câștigat campionat cu Dinamo, Supercupă, Cupa cu
cu Steaua. Sunt foarte multe momente și trofee pe care le-am în minte, le-am în suflet. Dar cred că cea mai importantă este prezența la echipa națională. Pentru că dacă ești fotbalist și reușești să treci pe la echipa națională, să joci acolo cel puțin un meci, deja simți că nu ai făcut-o degeaba, nu ai făcut sacrificiile din copilărie, nu a trecut totul pe lângă tine fără să rămână nimic în spate. Sunt mândru că am reușit să joc și în Champions League. Unde ați făcut multe puncte atunci. Și am făcut-o cu mândrie și multă lume își aduce aminte de victoriile spectaculoase care le-am avut cu Unirea Urziceni. Sunt multe amintiri și îmi doresc ca aceste amintiri să-mi reîntregească cariera acum actuală de conducător. Doresc să reușesc să obțin și trofee ca și conducător. Nu o să-l lăsăm pe domn profesor să ne spună și dânsul amintirile. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat la emisiune pentru a ne spune și dumneavoastră care au fost acestea. Așadar, publicitate.